În primul rând, protecția civilă în România este un proiect care a fost continuat cu succes de guverne succesive. La rândul meu, ca prim-ministru, m-am implicat în a dota cu aparatură de înaltă tehnicitate unitățile de protecție civilă din diferite județe. Cred foarte mult în funcțiunea socială pe care o au unitățile de protecție civilă și mă bucur că, în ciuda problemelor financiare, atenția autorităților, indiferent de culoare politică, se distribuie și către unitățile de protecție civilă. Într-un județ complicat din punctul acesta de vedere, cum e județul Mehedinți, dotarea bună, oamenii de specialitate și o încredere pe care și autoritățile și cetățenii trebuie să o aibă în unitățile de protecție civilă, sunt absolut necesare. Niciodată nu va fi suficient, asta trebuie să ne fie clar, dar evoluția este încurajatoare. Iar rezultatele acțiunilor de protecție civilă vorbesc despre profesionalismul celor care sunt implicați aici. Ei, de fapt, merită toată recunoștința noastră.